Amin, slăviți să fie Domnul Iisus. Iată că suntem din nou în adunarea Domnului. Suntem sub revărsarea Duhului Sfânt. După evenimentele petrecute în țara noastră în ultimele zile ale săptămânii, după tragedia de la București, care fiecare din frățile voastre o știți și o cunoașteți, cred că conducerii țării, cred că parlamentarilor, celor responsabili, ar trebui să spună un semn de întrebare. Nu este important localul cât este de dotat și cu uși de ieșire. Cred că cel mai important lucru ar trebui să fie pentru cei care sunt conștienți despre tragedia care s-a dus, că Hristos lipsește din viața și din inima oamenilor. Am vorbit duminica trecută despre tinerii care părăsesc biserica, părăsesc adunarea și diavolul îi duce în locuri pustii. Și spuneam chiar duminica trecută că locurile pustii sunt cluburile, sunt discotecile, sunt toate locașurile astea unde se tot adună tinerii, că dacă mergem sâmbătă seara în Timișoara, mai ales în zona Piața Unirii, unde sunt o grămadă de cluburi din astea unde tinerii se aduc, se adună, nu numai tinerii, de la 16-15 ani în sus până la 35-40 de ani. Duceam odată două tinere, aveau cam la 30 de ani. Și vorbeau în mașină la mine că nu știau care să bea. Una să bea vodcă și alta să bea vin. Câtă cantitate să bea. Vedeți, fraților, parcă Evanghelia de astăzi este destinată celor care s-au dus unde au plecat. Iadul s-a dezlănțuit și la propriu asupra lor. Viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Oare cei care s-au aflat în clubul acela l-au cunoscut pe Domnul? Păi dacă îl cunoșteau pe Domnul, nu mergeau acolo. Dacă simțeau și primeau din dragostea Domnului Iisus, nu erau prezenți în acel loc. Erau niște secțiuni filmate înainte de a se produce tragedia, cum îi clătina diavolul pe unii dintre ei, băuți, drogați, trăiau o viață plină de veselie. Și veselia lor s-a curmat în câteva clipe. Evanghelia de astăzi ne spune că era un om bogat care ducea o viață plină de veselie și era îmbrăcat în haină, avea o haină de profire și vison. În traducerea sinodală spune că era înconjurat de toată slava acest bogat. Așa cum ne arată Evanghelia, că la un moment dat toată slava și toată bogăția lui și toată veselia lui, a venit un moment din viața lui când această bogăție și această veselie s-a terminat, pentru că a venit moartea asupra lui. Să știți că nu este important că noi murim, că toți vom muri cu trupurile. Și bogatul și săracul Lazar au murit amândoi. Dar depinde destinația întru care ne-o pregătim noi de pe acest pământ. Bogatul trăind o viață așa plină de veselie, cum am putea spune în ziua de astăzi, să ai casă mare, să ai niște vile pompoase așa aranjate, mașină, firmă, bani, să fii înconjurat de toată lumea și slăvit, să fii conducătorul unei mulțimi de angajați, să ai robe, să ai slugi, să conduci și să fii slăvit, șeful cel mare. Toți să poarte frică de tine, toți să fie supuși ție și tu să te ridici sus și să privești de sus spre ei și să gândești în mintea ta: vai, cât de mici sunteți voi și cât de mare sunt eu. Cât de bogați sunt eu și cât de săraci sunteți voi. Niciodată nu o să ajungeți voi așa cum sunt eu acum. Așa sunt mulți în ziua de astăzi care privesc. Nu știu vieții de ei cum să se îmbogățească și cum să strângă avere.
ba ia 10% dincolo, ba 20% dincolo, ba 1 milion de euro, ba 5, ba 10. Parcă ar fi milioanele de euro așa, vorbesc de ele, că oare mi-o fi dat 8 sau 5? Auzeam pe la radio, că nu mai știa câți bani au primit. 8 milioane de euro sau 5 milioane, parcă 3 milioane de euro e 3 lei, așa că îi bagi în buzunar și pentru ei valoarea, așa vorbesc ei. Și nu se mai gândesc că ei ceea ce au furat, au furat din buzunarul meu, au furat din buzunarul frăției voastre și au furat și din buzunarul celor care stau pe stradă și n-au o casă și n-au un loc de muncă și n-au o bucată de pâine și n-au o haină pe ei și nu se interesează nimeni de ei. Și de la ei au furat. Și în primul rând nu ne-a furat pe noi, că tot pe ei s-au furat. Au pierdut totul. Nu vă strângeți comori pe pământ unde le mâncă molea și unde le fură hoții. Și strângeți comori în cer unde nu le fură hoții și nu le mâncă molele. Că unde este comora voastră, acolo este și inima voastră. Dacă comora noastră este Hristos, atunci inima noastră este la Dumnezeu. Dacă comora noastră este aici, aici pe pământ, comora noastră este dată celui rău. Să știți că mulți oameni lucrează pentru Satana. Bogăția multă, adunată de cei mulți, este adunată pentru diavol. Pentru că până această bogăție omul se slăvește, omul se mândrește, omul își caută slava ca să fie slăvit din cei din jur. Și aceasta este din partea diavolului. Spunea un părinte într-o predică, diavolul a căzut din cer pentru că s-a mândrit din cauza mândriei. A vrut să fie mai mare decât Dumnezeu și Dumnezeu l-a aruncat de pe pământ, din cer pe pământ și s-a făcut drac. N-a avut o greșeală atât de mare. Dar mi-a plăcut cum spunea acest părinte. Zice, creștinii din ziua de astăzi trebuie să fie profesori la diavol. Câte nelegiri face omul cu mintea lui și cât caută el să facă rău. Nici diavolul nu se gândește să facă așa. Așa cum într-o vinere mare, spune în Patericul Egiptean, un stareț de mănăstire se duce într-o chilie și acolo în chilie vede un călugăr cu un ou într-o lingură prăjindu-l la lumânare. Și l-a întrebat, ce faci tu? Păi zice, îmi prăjesc ouul ăsta și vreau să-l mănânc. Păi cum ți închipui tu în vinerea mare, postul mare, să faci lucrul acesta? Zice, diavolul m-a îndemnat. La un moment dat îi se arată diavolul starețului și îi spune, mie nici prin minte și prin gând nu mi-a trecut așa ceva. Vedeți mintea omenească cât iscodește și cât caută răutatea, cât caută să se depărteze de Dumnezeu. Și știți că răutățile oamenilor, așa cum spune Sfântul Apostol Pavel, nu vine datorită că diavolul vine el și mă ia pe mine de mână și mă duce în clubul de noapte. Și acolo se revarsă vâlvătaie și mă arde de viu și mor. Oare vina diavolului? Nu. Este vina patimilor care stă în mine și a firii mele și a necunoașterii mele față de Dumnezeu. Atât de bun este Dumnezeu față de om. Și atâta dragoste își arată Dumnezeu față de om. Și atâta iubire și cu atâta îndemânare îl cheamă pe om să vină la el. El este izvorul dragostei și a bunătății. Și omul respinge tot ceea ce este frumos, tot ceea ce este bun și tot ceea ce este vesel. Zice că bogatul ducea o viață plină de veselie sau era înconjurat de slavă. Când s-a născut Domnul Iisus în ținutul Betleem, zice că niște îngeri au coborât din cer și o lumină mare s-a produs în conjurul turmei lor. Acolo era slava lui, și zice că slava lui Dumnezeu s-a arătat în jurul turmei lor. Aceasta este adevărata slava lui Dumnezeu, când se pogoară din cer și ne dă o minte limpede și ne dă înțelepciune și recunoaște că Iisus Hristos este Domnul nostru, este cel veșnic. Că El a venit din cer și s-a pogorât ca să ne mântuiască pe fiecare dintre noi.
Azi am fost acela biserică și așteptam ca să se ia o atitudine și creștinească față de tragedia care s-a întâmplat. Dumnezeu să ierte, să se odihnească, dar problema trebuie să o punem cu seriozitate. S-a dus la Domnul Iisus câțiva și au spus, un turn s-a prăbușit peste 7 sau 8 inși. Și atunci Domnul Iisus le răspunde, zice, dacă nu vă veți pocăi și voi vă păți asemenea cum au pățit ei. Să mai duc iar la el și spune că Irod i-a omorât pe câțiva și a dus ca jertfă, dacă voi nu vă veți pocăi, veți păți și voi asemenea. Fraților, cred că eu am fost într-un club și în cluburi când eram tânăr, nu-L cunoșteam pe Dumnezeu și recunosc în fața frăților voastre. Am fost și eu în iad, dar prin bunătatea și prin dragostea lui Dumnezeu m-a adus din întuneric la lumină și din moarte la viață. Și pentru aceasta noi trebuie să-i mulțumim. Cred că cei care au ajuns în starea aceea unde au ajuns și au perit așa cum au perit, cred că devine sunt părinților. Noi părinți avem o responsabilitate foarte mare față de copiii noștri. Într-adevăr este vârsta lor, este dorința lor, este căutarea lor, este ispita care vine asupra lor. Ei sunt îndemnați din liceu, sunt îndemnați de la școală, dintre colegi, ceea pe unde să umblă și ceea ce fac fiecare dintre ei. Dar cred că noi avem responsabilitatea să ducem o luptă înverșunată și continuă cu ei. Să le spunem despre adevărata umblare, despre locurile unde nu trebuie să meargă, despre locurile unde nici nu trebuie să ajungă, despre felul lor cum trebuie să viețuiască, să fie plăcuți lui Dumnezeu. Într-adevăr, ei nu ne ascultă acum. Nu ne ascultă. Eu vă spun din propria experiență. Dar cred că ceea ce spunem a păsat și ceea ce facem noi, cred că la un moment dat o să dea rezultat. Cred că singura soluție a fiecărui dintre noi, ca părinte, este în unele situații numai să ne rugăm și să ne rugăm. Că Dumnezeu cel din ceruri, bun și plin de răbdare și de dragoste, cred că poate să lucreze și poate să îi lumineze pe fiecare tânăr al nostru, ca la un moment dat să caute calea Domnului. Să știți că dacă se duc tinerii noștri în locuri din astea, ei mai, măcar că ei au cunoscut pe Domnul și adunarea, nu le place acolo. Nu le place. Numai că se ducă ce zice prietenul, ce zice colegul, ce zice haita, cu toții la grămadă, hai să mergem că e atât de frumos și atât de bine, în iad, să treci cu dracu, e atât de bine. Vorbeam de promisiunile diavolului de data trecută, cum a venit și a retezat toată averea lui Iov. L-a dus pe Domnul Iisus pe templu și a arătat bogățiile, spre sprânceana muntelui Nerihon, pe muntele Carantane, și a zis, noi, uite Erihonul ăsta de aici, câtă bogăție este aici, pomi, tot felul de pom roditor, câtă bogăție aici, închine-te și o voi dori ție tot ce este aici, promisiunea lui diavol. El promite, dar n-are nimic, nu poate să dea nimic. El și ceea ce dorește Dumnezeu vine și ți ia el. Fraților, cred că ar trebui să învățăm societatea, ar trebui să învățăm noi părinții, ar trebui să învățăm noi ca biserică, ca să explicăm tuturora. Nu să mergem să-i zicem Dumnezeu să ierte, să odihnească. Dumnezeu să ierte, să odihnească, dar nu știu în ce odihnă s-au dus. Că Evanghelia de astăzi ne arată că bogatul ducea o viață plină de veselie și de belșug și pe săracul Lazar l-a dat la o parte. Nici nu l-a văzut, nici nu a fost atent asupra lui. Și spune că a murit și bogatul și săracul. Și de acolo din chinul iadului spune lui Avram, Avrame, trimite-l pe Lazar, măcar să spună deget o picătură de apă, să vină să-mi spună pe limbă că eu tare rău mă chinuiesc și vreau să mă răcoresc. Și Dumnezeu îi răspunde categoric și spune, tu, bogatule, tu, pe pământ, ți-ai ales cele bune și aici, unde ești în slavă? Nu mai slavă care ai avut-o tu. Trei în profire și vison și veselie și vin și băutură și femei și tot ce aveai tu, nu mai aici s-a gătat.
Se ales pe cele bune aici, le ai pe cele rele. Lazar și-a ales pe cele rele și aici le are pe cele bune. Vedeți, ăsta este adevărul lui Dumnezeu. Acesta este adevărul lui Dumnezeu. Dacă noi vrem să înțelegem din cuvântul lui Dumnezeu, putem să înțelegem. Dacă nu înțelegem, fraților, din adunarea și din biserica și din cuvântul care ni se dăruiește în fiecare duminică, așa cum spune Domnul Iisus tot în această pildă, nici dacă ar învia unul din morți, tot nu ar crede. Auzeam aseară obdiată din cei 3-500 care era acolo, zice, eu ce transmit celor care au mai rămas? Transmit că în viața lor să nu mai meargă într-un club de noapte. În viața lor să nu mai calce acolo. Oare nu o să mai calce? Hai să mergem în seara asta prin Timișoara să vedem că spline. Nici dacă ar învia unul din morți, tot nu s-ar întoarce omul la Dumnezeu. Pentru că nu vrea să fie pătruns de cuvântul lui Dumnezeu, pentru că nu vrea să-ți dedice viața lui Dumnezeu. Pentru că nu vrea să fie plăcut lui Dumnezeu și pentru că nu vrea să se împace cu Dumnezeu. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru tot ce ne-a dorit și pentru adunare. Îi mulțumim pentru lucrarea oastei care ne-a trezit la o viață nouă și la o viață sfântă împreună cu Hristos. Îi mulțumim că ni va dăruit și ne-a dorit frați și ne-a dorit suflete credincioase și suflete devotate cuvântului Dumnezeu și mărturisitor cu viața lor și cu umblarea lor pe acest pământ. Îi mulțumim Domnului Iisus și rugăm ca să ne ajute să putem să fim niște exemple vii celor din jurul nostru și să căutăm, așa cum am mai spus la început, căutați împărăția lui Dumnezeu, căutați dreptatea, căutați deprionirea și restul să le primiți de la sine pe toate. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin. Slăviți să fie Domnul.